Pentru mulți dintre conaționalii noștri, Crăciunul e prilej de reculegere. De sub masă, în urma ingerării de vin, țuică, sarmale, caltaboși, tobă și cârnați. Moș Crăciun a adus celor care lucrează în serviciul de urgență numeroși pacienți, numeroase colecistite, colici biliare, gastrite, ulcere, hemoragii digestive. Cu câțiva dintre ei am reușit și noi să stăm de vorbă la secția de urgență a unui spital bucureștean. Cătălin Radu Tanase ne vorbește despre acest caz. Bună seara, Cătălin! Doamnelor și domnilor, sunt Cătălin Radu Angoase. Iată că spitalele bucureștene gem de pacienți care au confundat sarmalele cu semințele și vinul cu siropul de zmeură. Senzațional, așa ceva n-am mai văzut de la războiul din Somalia. Iată că lângă mine se află un domn care a ajuns într-o stare critică, aproape mort la acest spital, într-o comă alcoolică avansată, aproape mort, după cum vă spuneam, senzațional. Acest lucru nu am mai văzut de foarte, foarte mult timp. Este teribil ce se întâmplă aici. Mai fi cum să mă cobor eu la mintea ta ca să-ți explic. Deci eu când beau, mă ridic spiritual, da? Și mă elevez, că doar să sărbătorim, mă, ce dracu. Am înțeles, acest domn este creștin. Dacă sunteți creștini, ați atins cumva nirvana până acum. Dar nirvana nu m-am atins. Dar pe Vasilica vecina. Alo, dacă n-am atins și pe aici și pe acolo și pe dincolo, a fost ceva. Păi și soțul dânsei a fost de acord, iată, teribil, un caz de trădare nemai văzut. Ochiul drept este tumefiat, este într-o stare deplorabilă. N-am mai văzut așa ceva de la ultima lovitura lui Mike Tyson într-un meci cu Evander Holyfield. Ce serios? Vezi, mă? De-aia beau eu, mă, frate. Ca să nu mai simt durerea, ci doar plăcerea. Noroc. Iată, domnilor și domnilor, senzațional, băutura este cel mai bun analgezic în România. Trecem la următorul pacient. Bună ziua, dumneavoastră, de ce ați ajuns aici? Eu? Eu am ajuns aici pentru niște spălături stomacale. Cum adică? Adică eu de Paște și de Crăciun îmi programez aici niște o cură de detoxifiere. Extraordinar, românii când au senzații de rău sună la salvare, dar tot nu înțeleg cum procedați. Păi procedez în felul următor. De Crăciun mănânc 80 de sarmale, mănânc un bucăt de cărnați, mănânc obă, lebăr, caltaboș, răcituri, piftii, îmi place foarte mult, mănânc jumătate de farfurie de salată băuf, bag cozonac, bag prăjiturile, bag bombonere, bag ciocolățele, tort de două feluri, după care mi se face rău, după care sun la salvare și vin aici la spital. La spital aici ca să mă salveze, îmi fac clisme și spun să mă fac. De ce faceți asta? E turc, spune. E turc, e puțin turc. Eu îmi pășc doi iepuri dintr-o dată, înțelegi? Adică și mănânc mult, și fac și spălături stomacale gratis. Înțeleg că lângă faptul că sunteți lacom, dumneavoastră sunteți și zgârciți. Iată că unii români sunt și zgârciți. Dar să trecem la următorul pacient. Doamnă, dumneavoastră, de ce ați ajuns aici? Ați mâncat prea mult, ați băut prea mult, ați consumat droguri prea mult sau altceva? Nici una, nici alta. Dar atunci de ce? De plăcere. Păi ziceți că nici n-ați băut, nici n-ați mâncat. Nu, dar l-aș mânca pe domnul doctor. Senzațional, caz de canibalism aproape. Extraordinar. Sunteți canibală cumva? Așa, l-aș trata. L-aș masa. Ce l-aș mai linge? Ce aș linge rănile alea lui? Senzațional, doamnelor și domnilor. Doamna de lângă mine este un caz special. Este o amatoare de doctori. Amatoare e măta, mă. Eu sunt o profesionistă. Vrei să-ți arăt? Nu cred că este cazul, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc foarte mult. Nu uitați, nu faceți niciun fel de exces. Să nu beți, să nu mâncați prea mult și să nu faceți acest lucru. Scuză-mă, Andreea, sunt emoționat acum. Pentru că puteți ajunge aici, la camera de gardă, unde o puteți păți rău de tot. Andreea, ai legătura. Pro
TV am aflat că noua lege a vânătorii a scos pe ciobani în stradă. Mai exact, nemulțumiți de limitarea drastică a numărului de câini prezenți la fiecare stână, oierii au luat cu asalt Parlamentul. Ne-au luat dreptul proprietăților voastre! Să iasă miniți afară! Să iasă, doamne, nu se afacă de oteasă și noi! Își bat doar de noi, domnule! Inventivi, ciobanii români au găsit soluția ideală pentru ca oile să pască liniștite, fără frica de lupi sau șacali și fără teama că ar putea fi acționați în instanță de vânători. Doamnelor și domnilor, contrar aparențelor, nu ne aflăm pe un teren de fotbal. Ne aflăm la o stână. Exact, ați auzit foarte bine. Da, 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 suntem la o pășune. Bună ziua! Ziua bună! Idem! Spuneți-ne, ce soluție ați găsit pentru pășunatul oilor? Eu și prietenul meu, Vasile, ne-a hotărât să achiziționăm o pășune cu iarbă artificială. Oh, incredibil! Și dați-ne mai multe detalii, spuneți-ne. Apoi, domnișoară, noi ne gândim într-o seară să nu mai ducem oile la păscut, ci să ducem pășuna la mioare. Adică? Adică om a cumpărat din China câteva hectare de iarbă artificială, cu pășuge, cu tot. Și? Sunteți mulțumit? Uite-te la ea, alipași pe centimetri, e toată stas conform normele europene, toată bogată și grasă. Uh-huh. E frumos, de foc. Vei, și lăsați-mă să vă întreb, oile au acceptat iarba artificială? Dacă au acceptat! Au vrut să mai diversific hrana, să le dau iarbă normală și n-au vrut, au zis că intră în greva foamei. Și tu întreb dacă au acceptat. Incredibil. Dar spuneți-mi, schimbarea asta de regim alimentar, destul de drastic, aș putea spune, nu afectează producția de lapte? Păi nu, fetiță, mă, dacă ți-ai dai plastic, mai dai lapte. Păi și ce fac? Nu, ce fac? Plastic și silicon, de cea mai bună calitate. No, și sunt ei cu o domnșoară, că-s de la Miore. Păi și ce faceți cu plasticul și siliconul? Cum ce facem, ce întrebare pui, mă, fătucă? Păi cum ce facem? Le exportăm și importăm brânză și lapte. Și merită, financiar vorbim. Merită, domnșoară, cum să nu merită? Că noi nu valorificăm numai plasticul și siliconul mulți de la mioare. Noi valorificăm și cărcărezele. Cum adică ce elimină oile sunt? E tot plastic? Un dracu să elimine plastic, elimină tartan de cea mai bună calitate, tartan de poți să faci o pistă de atletism olimpică. Incredibil, m-ați lăsat fără grai. Să înțeleg că pășunatul pe iarbă artificială aduce numai avantaje, nu? Nu chiar, că aici nu-i chiar așa. Vedeți dumneavoastră că miorițele astea au prins așa gustul plasticului și siliconului și au început să behe. Să behe după implantul, dacă știți ce vreau să spun. Cel puțin alea mai bătrâne, că li s-a lăsat, știți, că voi sunteți famele. Păi și ce-ați făcut, dacă suntem mulțumit așa? Le-am făcut toate plăcerile, că noi ținem la oile noastre. Știți, noastră, că sunteți femeile acum, lăcum. Foarte bine, vă apreciez și vă felicit. În încheiere, v-aș ruga să ne doiniți ceva la fluier, dacă aveți o doină așa frumoasă, ca niște ciobani adevărați ce sunteți. Apoi colegul meu o să vă interpreteze o piesă bătrânească de la 1997, de rupt topurile și de-i place la mioarele noastre să danseze. E 96, mă, prostule. Eu mă zic.